nume și bine ați venit pe Traca România. Așa că te întreb de ce sunt îmbrăcat în verde, nu? Niciodată nu mai văzut în verde. Uite că am schimbat locul de muncă. După 11 ani de șofer internațional, m-am schimbat la muncă de șofer local. Mai clar, sunt șofer pe tir basculantă. Aici în Spania se numește banieră. Nu știu în română dacă zic corect șofer de basculantă, tir basculantă, nu? În fine, în ce costă munca asta? Păi uite, să explic acum. Mergem, încărcăm piatră, nisip sau pietriș de la cariera de piatră și îl transportăm în porturi. Eu locuiesc într-o zonă din sudul Spaniei, zona de Almeria. Orașele la care transport această marfă e Garucia, Carbonera și portul de Almeria. Peste trei porturi, nu? Aici munca asta se muncește pe două schimburi, schimbul 1 fiind schimbul de zi și schimbul 2 schimbul de noapte, nu? Munca constă în 12 sau 13 ore de muncă, dacă nu mă înșel. Deocamdată îl pot supăra ok, salariul e foarte frumos. E o sumă cât de cât destul de bună, în comparație cu cât câștigam de șofer internațional, punând în calcul zilele state afară, zile parcate pe afară, că automat rămâi fără încărcătură dacă e șofer internațional, asta o știm toți, nu? Și cheltuiala care am eu lună de lună fiind șofer internațional. Așa că am făcut un calcul matematic și mi-a ieșit mai rentabil să rămân lângă casă. În fiecare zi acasă, mănânc acasă, dorm în casă la mine, e tot ok, nu? Inclusiv dacă muncesc pe schimbul 1 fiind de zi, la ora 2 după amiaza, când se ia masa aici în Spania, îmi parchez frumos camionul în fața blocului, mă duc, mănânc acasă și mă întorc înapoi la muncă. Deci eu unul o văd super ok. Totul relaxant, nu sunt dureri de cap, ai ajuns la cariera de piatră frumos, ai încărcat camionul, pac, ai plecat spre port, ai desărcat, te-ai întors înapoi. Dai cursele tale, când ai terminat cursele tale, depinde. Sunt zile care avem 6 curse, 5 curse, ai terminat și ai plecat acasă, fără durere de cap, fără nimic. Așa că am decis să petrec și eu mai mult timp de acasă, cu familia, cu prietenii și deocamdată să știi că chiar îmi place. Așa că dacă te interesează stilul ăsta de muncă, rămâi aici pe canalul meu, dă și tu acolo un like, un subscribe ca să te apară notificările, apasă acolo clopoțelul și când voi urca tutoriale despre munca asta, anumite detalii, anumite chestii pe care le-am învățat eu aici, chestii pe care le știu, să le parci cu tine, să te apară. Așa că până data viitoare, rămâi aproape. Și acum să vă prezint camionul la exterior. E un Volvo FH500. Dacă nu mă înșel, camionul ăsta are 4-5 ani aproape și aproape 1 milion de kilometri. Totul e refăcut, restaurat, motor, pistoane, tot. Cutie de schimb, totul. În spate avem remorca, am o remorcă banieră sau remorcă basculantă, se remorcă basculantă, am zis, cu o prelată automatizată. Uitați-vă aici, are motorul aici în spate, motor dintr-o care se folosește la porțile cu șină, cu telecomanda, tragem prelata sau o punem în timpul mersului, atunci când suntem încărcați trebuie să avem tot timpul prelata pusă peste marfă, dacă nu poliția când te oprește îți ia câteva puncte și îți dă o amendă foarte frumoasă. Remorca are și ea anii ei, în scurt timp, cam în 2-3 luni, voi avea o altă remorcă nou-nouță, deja o am confirmată. Asta e partea din spate. Și acum sunt sigur că vă întrebați cum se basculează și cum se deschide poarta, nu? Odată ce remorca este ridicată în poziția 45 grade, în sus, automat cârligele astea, lanțurile de aici se slăbesc și cârligele se deschid, nu? Să vă vin aici. Mai pe viitor voi face un clip și voi arăta pas cu pas cum se deschide poarta din spate și cum se închide automat singură, da? Apoi, în partea din dreapta camionului, avem depozitul de motorină anulat și s-a pus un depozit de lichid hidraulic și o pompă hidraulică. Ăsta este depozitul cu lichid hidraulic. Aici, dacă uitați bine, avem asta de aici de jos, e pompă hidraulică, circuitul hidraulic până la piston pentru a putea fi basculată semiremorca.
Hai să vă arăt cum se trage relata. O dată, dați-vă acolo, se trage singură. Și acum hai să trecem în partea cealaltă și să vedeți și voi cam cum funcționează tot sistemul ăsta. Uitați-vă aici cum funcționează tot. Îl lăsăm să ajungă până la final, se oprește, dăm din nou în telecomandă și închidem iarăși și apoi pornim la drum. Dacă v-a plăcut sau dacă vă este util, dați și voi acolo un like, un share, un subscribe și ne vedem în următoarele clipuri. Vă salut și numai bine! Can't you keep it to yourself for once?